informații. Mergem mai departe. Fosta soție a lui Nicolae Guță trece acum prin momente foarte grele. Narcis a ajuns în pragul disperării. Are legătură cu fiul ei și al cântărețului. Haideți să aflăm despre ce este vorba. Narcisa Guță trece prin momente cumplite din cauza băiatului. Fosta soție a lui Nicolae Guță are emoții mari după ce a aflat că mai mulți colegi de-ai lui au fost diagnosticați cu o boală care ucide pe capete. La colegiul unde băiatul vedete învață, toți părinții sunt în alertă de gradul 0 după ce mai mulți elevi au fost diagnosticați cu gripă de tip A, care a ucis deja 10 de persoane în întreaga țară. Profesorii ar fi solicitat să se facă dezinfecție în sala de cursuri, însă răspunsul medicilor ar fi fost că acest lucru se face abia atunci când sunt cel puțin 3 cazuri de gripă într-o clasă. Narcisa Guță așteaptă cu sufletul la gură să vadă dacă a fost infectat și fiul ei. Am emoții, îți dai seama, că acum 12 ani Dumnezeu m-a binecuvântat cu el, cu acest copil. Este un dar de la Dumnezeu. Este un copil bun, sensibil. El este puterea mea, în primul rând, și când mă uit la el, simt că întineresc sau simt că, nu știu, îmi dă putere așa de viață și... Orice aș face în viața asta, el este pe prim plan. Nu pot să stau fără Alberto. El, prin el respir, trăiesc, el este totul pentru mine. Viața mea, aerul, ochii mei, e băiatul meu. Și-l iubesc tot la fel ca pe Dumnezeu.